Să rămânem în picioare pentru a citi un cuvânt din Matei 7, versetele 16 la 19, pagina 930. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos care spunea, deci Matei 7, de la versetul 16, următoarele. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini? Tot așa. Orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Amin. Vă rog să vă reașezați. Spune Scriptura în Psalmul 92, versetul 1, frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta, și cred că dimineața L-ați lăudat pe Domnul, și noaptea credincioșia Ta. Cu instrumentul cu 10 coarne, cu alăuta, în sunetul arpei, căci Tu mă veselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale, slăvit să fie Domnul. Să vă dea Domnul har, să fiți pom buni, roditori, și nu să fiți tăiați, aruncați în foc. Și cum spune poetul Dionisie Giuchici în poezia Paradisul Verde, căci în patria cerească, în mulțimea de noroade, Dumnezeu să strămute, să sădească, să-i primească numai pomii plini cu roade. Iar la urmă, pleava spinii și mlădițele uscate, într-o margine a grădinii, fi vor aruncați pe linii resturile lepădate. Vă propun în această seară să ne cercetăm dacă suntem un pom cu roadă bună sau un pom cu roadă rea. Mai mult am înțeles că discutați în vremea asta despre roada Duhului Sfânt, între care e și bunătatea, care este acea atitudine a inimii, care vrea să facă bine celorlalți, și e acea inimă din care lipsește orice tendință sau atitudine de răutate. Facerea de bine materializează toate acestea. Mai mult, în Scriptură stă scris în 1 Petru, în capitolul 2, versetul 16, e comparată aici răutatea cu o haină a răutății. Dacă am purtat-o, să nu mai avem în garderoba noastră. Și în schimb, ne spune Apostolul Pavel în Coloseni 3, în versetul 12, să ne îmbrăcăm, deci aici e vorba tot de o haină, între altele cu bunătate. Asta este o haină foarte frumoasă și dacă iau în calcul ce scrie în Proverbe, capitolul 19, versetul 22, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui, spune că e o haină direct parfumată. Nu doar frumoasă, vorba din popor, de omul rău și de vremea rea te saturi până de seară. De omul bun și de vremea bună nu te saturi niciodată. Haideți să privim așadar la aceste aspecte, să terminăm cu răul mai întâi, nu? Cum zice în Isaia, spălați-vă, curățați-vă și învățați-vă să faceți bine. Spune Petru, din a cărui epistolă am citit în capitolul 2, versetul 1, lepădați. E ceva deci ce ține de noi, nu? Și prima listă o pune răutatea. Lepădați, dar orice răutate, de orice natură ar fi. În lume, răutatea este la ea acasă. Și oamenii sunt destul de răi. Așa privind la toate aspectele și nu e o plăcere să amintim asta. Spune doar să lepădăm orice răutate. Iacov, la rândul lui, în epistola vecină, spune în 1 cu versetul 21, lepădați orice revărsare de răutate. S-ar putea să vină, dar trebuie să o îndepărtăm, să nu avem de a face sub nicio formă cu această stare. Că nu mai suntem, cum zice în Tit, la capitolul 3, am fost, dar nu mai suntem așa. Tit 3 cu versetul 3, și noi eram altădată, fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții.
Și ce ne-a făcut să renunțăm la răutate? Scrie în versetul următor. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, și vom vorbi îndată despre ea, am terminat cu răutatea. N-am știut până atunci. Eram fără minte, așa a spus aici. Robiți, neascultători. Spune în Geneza 6:5 că toate întocmirile gândurilor oamenilor îndreptate numai spre rău. Și în faza aceea Dumnezeu a fost nevoit să distrugă pământul. Și când vorbesc de bunătate, vreau să mă gândesc și la ce spunea Domnul în predica de pe munte și scrie la Luca, la capitolul 6, că nu-i vorba de o bunătate sau de un bine din acela la schimb. Știți? Zice aici în versetul 33, dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Te porți bine? Se poartă bine. Te porți rău? Se poartă rău, nu? Observați cum este și între țări, nu? Expulzează cineva 3 demnitari de la o ambasadă, ceilalți expulzează și ei. Cineva face o declarație împotriva cuiva, ceilalți la dreptul la replică, dau și ei înapoi. Dacă cineva face un gest de bunăvoință, duce un cadou, atunci și ceilalți se simt oarecum obligați așa să dea un cadou înapoi. Nu despre asemenea bunătate vorbim. Domnul spunea pe 27, faceți bine și celor ce vă urăsc. Noi vorbim despre bunătate ca lui Dumnezeu, care ascultați cum este, versetul 35, El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Vă propun așadar să privim la bunătatea lui Dumnezeu în Scripturi. Este un loc în Scriptură, din cât știu eu singurul, în care scrie Psalmul 59, versetul 17, că Dumnezeu este prea bun. Și în mod deosebit, Cartea Psalmilor este plină de expresii, sunt rugăciuni, Cartea Psalmilor, este cântare, în care se vorbește din abundență despre bunătatea lui Dumnezeu. Zice, de exemplu, David în Psalmul 25, versetul 6, adu-ți aminte, Doamne, din durarea și bunătatea ta. Dar de unde știau oamenii că Dumnezeu e bun, de tot mereu aminteau? Sau spune în Psalmul 86, citesc versetul 13, căci mare este bunătatea ta, versetul 15, tu ești îndelung rădător, îndelung rădător, bogat în bunătate și credincioșie. De unde știau oamenii asta? Eu zic că din comportamentul lui Dumnezeu, dar mai știau din ceva. Scrie în Deuteronom 33 și 34 că Moise a vrut să-L vadă pe Dumnezeu. Tot vorbea cu el ca un prieten. Nimeni n-a avut harul dintre pământeni care l-a avut Moise. Și vă dați seama, imaginați-vă că tot vorbești cu cineva, vrei să-L întâlnești, vrei să-L vezi, nu? Și a zis, Doamne, vreau să Te văd. Și Dumnezeu a spus, nu, pe dinapoi și ascultați. 34:6. Domnul a trecut pe dinaintea lui și în loc să-i arate un chip, i-a descris un caracter. Și a zis, au zis în cuvinte rostite de gura lui Dumnezeu. Versetele astea două sunt versetele cele mai des reluate în toată Scriptura. Descrierea lui Dumnezeu. Sunt cuvintele lui, repet. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate, slăvit să fie în veci. Amin. E prea bun. Spune Cartea Psalmilor, din care aminteam că bunătatea Domnului, zice în 33:5, umple pământul, se înalță până la cerul, spune în altă parte. Că dacă n-ar fi atâta bunătatea lui Dumnezeu, pământul ăsta nu s-ar mai învârti și oamenii n-ar mai trăi. Dar Domnul este prea bun, slăvit să fie El. Bunătatea asta lui Dumnezeu, pe lângă faptul că întreține pământul și le dă la oameni și nu-i pare rău de ce dă, se vede mai presus de toate în mântuire. Zice Dorz într-o poezie,
că bunătatea Domnului strălucește mai presus de toate în dragostea Lui. Și noi am luat cunoștință și am avut parte de asta. Zice la Roman, la capitolul 2, și dacă ar fi să vă imaginați șirul scrierii Romani 1, Roman 2, spune de la 1 cu 18 că Dumnezeu se mânie pentru orice păcat, El e sfânt, e gelos. Și că Dumnezeu și-a arătat bogățiile sale în creație. Și oamenii spune că s-au îndepărtat de Dumnezeu, nu L-au proslăvit, nu I-au mulțumit, s-au dedat la idolatrie, urmează imoralitatea și apoi spune versetul 29 că am ajuns plin de, și e numere o listă de păcate, plin de toate relele. Și apoi în capitolul 2 spune, de la versetul 4, disprețuiești tu bogățiile în bunătății, auzi, bogăție de bunătate. A rezistat Dumnezeu la atâta încărcătură de rău, de păcat. Și îndelungilor de nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Și am citit și revin scurt la Tit 3 cu 4, unde zice, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit. Slăvit să-I fie numele. Să rețineți, îi spunea Dumnezeu lui Israel când l-a dus în țară, să știi că nu pentru faptele tale îți dau țara, și pentru bunătatea Domnului, pentru făgăduințele Lui. Și noi să știm că nu pe barba noastră am câștigat, ci în Efeseni 2, nu prin fapte să nu se laude nimeni, ci bunătatea lui Dumnezeu ni s-a arătat. Și când vorbim de bunătatea lui Dumnezeu, mântuire, vorbim de o veșnicie, de har și de fericire, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Și dacă pentru cele de aici trebuie să-I mulțumim lui Dumnezeu, pentru actele bunătății sale, da, pentru mântuire. Nu degeaba scriem Psalmul 40, în 70, cei ce iubesc mântuirea să strige fără încetare, preamărit să fie Dumnezeu. Este o cântare frumoasă în Psalmul 107, cu care începe cartea 5 a psalmilor. Spune aici, lăudați pe Domnul căci este bun, și prezintă câteva situații. Oameni care pribegeau, sufereau de foame, au strigat către Dumnezeu și I-au ascultat. Și zice în versetul 8, ăsta e refrenul cântării de la Psaltire, de la 107. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Nu pe degeaba, numai pentru ce a făcut. Apoi prezintă alți oameni în alte ipostaze. Ședeau în întunere, versetul 10, se răzvrătiseră, nesocotiseră sfatul. Versetul 13, iar au strigat către Domnul și în bunătatea Lui I-a scos din întunere, din umbra morții, le-a rupt răutăți, le-a rupt legăturile și acum are frenul. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Da, eu înțeleg cuvântul ăsta, o, de-ar lăuda, că nu-i lăudat, așa-i? Da. Câte ne face Dumnezeu. Eu mai spun uneori la mormântări că unii cred că Dumnezeu mântuiește prin fapte și le spun, măi, ce ai făcut tu bine într-o sută de ani, n-ai plătit ce ți-o dat Dumnezeu într-o zi. Condiții pe pământ, sănătate în întreg trupul, har. De aceea Dumnezeu merită să fie lăudat, să nu uităm niciuna din binefacerile Lui. În vremea când mi-a fost soția bolnavă, că a fost 3 ani și 2 luni de când a căzut în comă până a plecat la Domnul, am avut timp să mă pocăiesc, să-mi fac socoteli și la un moment dat am vrut așa să mi-amintesc eu, întât ce mă ducea mintea, toate greșelile câte le-am făcut eu în viață, că m-a păzit Domnul de păcate mari, nu mă simt vinovat de vreun cent luat sau alte lucruri imorale, nu s-a îngăduit Domnul să mă nasc în familie de credincioși, dar tot am găsit greșelile. În viață, în slujire, o vorbă, un gând, așa, câte toate nu se adună. Și s-a făcut o grămadă mare și mi-a fost rușine de mine și de Domnul. Și apoi m-am apucat să le pun așa, toate pe rând, tot ce mi-am amintit, tot ce a făcut Dumnezeu pentru mine în viață. Păi și s-a făcut o grămadă mai mare. De tot ce mi-a dat Dumnezeu, așa, cu sănătate, cu viață, cu familie, cu vremea în care trăim, cu părinți credincioși, mi-au trăit părinții până acum, de curând au plecat la Domnul iarna asta amândoi.
Și s-a făcut o grămadă repet mai mare și a zis: Doamne, cum le stă la grămezile astea două una lângă alta? De ce ai fost atât de bun cu mine? Și Domnul mi-a spus, între altele, să înveți să fii și tu bun cu alții și să-i mulțumim pentru bunătatea lui față de fiii oamenilor. Mai departe scrie de alții care au ajuns prin nebuni, purtare vinovată, nelejuiți, lângă porțile morții, iar au strigat către Domnul și i-au scăpat de groapă. Chiar refrenul, versetul 21. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui. Să-i mulțumim noi și pentru alții, că ei nu știe să mulțumească. Și iar spune de alții care au naufragiat și valurile se ridicau și corabia s-a împrăștiat. Versetul 27, se clătinau, era zadarnic iscusința ca cei cu Pavel în drum spre Roma. Au strigat către Domnul și nu scrie că au fost pocăiți, mă, au strigat către Domnul. Au oprit furtuna, a adus liniște, ei s-au bucurat, Domnul este la limanul dorit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui, pentru minunile lui față de fiii oamenilor, să-l înalți în adunarea poporului și să-l laude în adunarea bătrânilor. Da, astea-s minuni aici, că te ajută Dumnezeu în viață, da mântuirea, o veșnicie. Toată viața ar trebui, cum zice psalmistul, să mi se umple gura de laudele tale și în fiecare zi să te slăvească. Mărit să fie Domnul. Aici să fim cum a fost cazul acelei fetițe care i-o dat la religie un test să scrie, să împartă foaia în două coloane. Pe o coloană să scrie tot ce știe despre Dumnezeu și pe una tot ce știe de Satana. Și-o scris, și-o scris până când a spus, timpul a expirat. Și când le-au adus lucrările, o zis, am vrut să-ți dau o notă bună, că așa frumos ai scris Dumnezeu, dar de cine ai scris de Satana nimic? Și copilul zice, dar n-am avut vreme, că n-am terminat de scris cât știu de Dumnezeu. Așa ar trebui să procedăm. Nu-i vreme să pomenim noi câte toate, că avem ce să spunem despre Dumnezeu nostru, să-L slăvim și să-L binecuvântăm pentru bunătatea Lui, mărit să fie în veci. Amin. Dar tema noastră este să învățăm de la bunătatea Lui Dumnezeu. Că așa spunea Domnul predica de pe munte, revin la Matei, la capitolul, la Luca, la capitolul 6, scrie și în Matei 5 de altfel, zice în Luca 6, 35, faceți bine și veți fi fiii celui preanalt. Că a zis Domnul, scrie noua nopt, că spunea unii, noi avem pe, ca tată pe Dumnezeu, și a spus Domnul Iisus, băi, mai nu semănați. Voi semănați cu altă tuc. Și l-a spus cum îl cheamă. Ei negau, dar degeaba. Faptele dovedesc fiecare a cui este și pe cine seamănă, nu? Și din felul în care se manifestă bunătatea lui Dumnezeu, că nu le putem lua pe toate, așa câteva să vedem dacă le avem și noi. Scrie în cartea a doua a Cronicilor, în capitolul 30, că Ezechia, scrie asta de la 29, când a ajuns în parat un om evlavios, în prima zi, în primul an, curățat templul Domnului, scos afară să pună din nou slujbă preotul și leviții că tatăl său Ahaz închisese templul, a fost singura perioadă când a fost templul Solomon în picioare și nu s-a făcut slujbă. Ahaz a fost foarte rău. Dar Ezechia a fost un om credincios, i-a adunat pe toți să serbeze Paștele și spune Scriptura că n-au apucat toți să se facă sfânta curățare. Unii au venit din regatul de nord, din seminții, ce-au mai rămas pe acolo și trebuia acum să se slujească în felul ăsta, să ia Paștele și spune în 38, Ezechia s-a rugat pentru ei zicând, Domnul care este bun, să ierte pe toți. La ce a apelat Dumnezeu din Ezechia dintre atributele, dintre calitățile Dumnezeu când a fost vorba să ierte? La bunătate. Bunătatea învățată de la Dumnezeu te ajută să ierți. Și scrie aici, pe toți cei n-au făcut sfânta curățare. Domnul a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul. Acum dacă aș fi să dau un test așa prin sală, bilețele, să spună fiecare care e bun și care e rău. Au să spună îngerii la urmă când aleg. Păi n-ar zice nimeni că e rău, așa-i?
dar la capitolul iertare cum stați? Știți că Domnul Iisus, când a învățat pe ucenici Tatăl nostru, le-a spus cum să se roage și a revenit asupra unui singur aspect. Matei 6, cu 14 și 15, dacă iertați oamenii greșelile lor, și Tatăl vă iartă. Și dacă ar fi zis numai atât, aș zice, băi, frumos, da, a pus-o și corolar. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Și spune aceeași Evanghelie, Matei 18, de la versetul 21, hai chiar mai jos, spune aici, nu, de la 21, așa? Dar de la 15 mai bine. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, în unele manuscrise lipsește expresia împotriva ta. Da, de regulă pe noi asta ne arde cel mai tare când a păcătuit împotriva noastră. Și de aici Petru, versetul 21, de câte ori se ierpe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Pe noi ar trebui să ne doară de oricine păcătuiește, chiar dacă n-a păcătuit împotriva noastră. Zice Pavel, cine cade în păcat și eu să nu ard, 2 Corinteni 11. Dar când păcătuiește împotriva noastră, asta e deranjat, nu? Vom fi noi, cineva. De câte ori să-l iert? De 7 ori? Și probabil a reținut asta dintr-o altă zicere a Domnului menționată în Luca 17. De 7 ori? E ceva, nu? Și Domnul îi spune, nu de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Și cum obișnuia Domnul, le spunea câte o pildă, cum să fie în stare să înțeleagă. Și în versetul 3 scrie așa, de aceea, e singura pildă în Evanghelie care apare cu expresia asta, de aceea. Adică pilda asta se leagă de discuția anterioară. De aceea, pentru că oamenii este greu să ierte, împărăția celor se aseamănă cu un împărat care a vrut să socotească cu robii săi. Și unul datora imens 10.000 de galben și spune aici în versetul 27, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Speță, e un om cu o sumedenie de păcate. Apare expresia asta în Biblie, în Iacov și în Petru. Și omul acesta, proaspăt iertat, că altfel făcea pușcărie cu tot neamul, întâlnește pe unul care era dator cât? 100 de lei, nici euro măcar nu erau, nu? Dar să fi tot fost. L-a strâns de gât. Și celălalt a cerut clemență, cum și el la rândul lui a cerut față de stăpân. Uite, mai îngăduie-mă. Nu, nimic. Arest, închis. Pentru 100 de lei. S-a aflat, stăpânul l-a chemat și a încărcat toată datoria. Versetul 34. L-a dat pe mâna chinuitorul până va plăti tot ce datora și păcatele omul nu le poate plăti în veci. Că trebuie plătite cu sânge sfânt și omul e păcătos, n-are de unde resursa necesară. Bietul de el n-a făcut pușcărie pentru 10.000 de galbeni, a făcut pentru 100 de lei. Bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat și te iartă de tot. Dar dacă din bunătatea asta lui Dumnezeu tu n-ai înțeles și n-ai atâta bunătate să ierți pe cineva pentru nimica toată, tu să știi că pentru tine bunătatea lui Dumnezeu se anulează. Și 21. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc. A spus Domnul Iisus, nu vreun om. Dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Aveți pe cineva pe care nu l-ați iertat? Sper că în seara asta să se procedeze, da, din toată inima. Asta e fără pomelnice, fără resentimente, din toată inima. Vă mai citesc două texte pe tema asta. Efeseni 4 scrie de la versetul 32, vorbim de bunătate, nu? Dimpotrivă, am lepădat cele rele, fiți buni! Și iată ce cuprinde bunătatea, ca să fim practici. Și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Dumnezeu pe voi în Hristos?
Cum? Știți cum ne-a arătat? De toate, odată și nu-și mă aduce aminte niciodată. E ușor de ținut minte. De toate odată și nu-și mă amintește niciodată. Coloseni 3, cu versetul 13. Îngăduiți-vă unul pe altul. Vă deranjați de toate mărunțișurile. Și dacă unul are pricină să se plângă, e în stare să facă și în scris plângerea, nu? O fi. Iertați-vă unul pe altul cum vă ierta Hristos, aceeași trimitere. Așa iertați-vă și voi. Și zice Domnul într-o pildă din Luca 7, de la 36 la 50, cu femeia păcătoasă, că celui ce se iartă mult, iubește. Și de aceea uneori nu-i dragoste destul în popor, că nu-i iertare adevărată. Și dacă cineva a făcut ceva, păi ți-a greșit, nu? Hai să luăm un caz din Biblie, astea sunt sfinte. Filimon, deschideți la epistola ce-i poartă numele. Spune Scriptura aici, vă introduc în context, acest Filimon era un stăpân de sclav, am spune, un om înstărit, care a avut un slujitor sclav, ce fi fost cum era atunci pe nume Onisim, care a făcut o pagubă și a fugit. A făcut și alte rele, nu știu, ori în pușcărie. Și acolo, la predica lui Pavel, s-a pocăit și spune Scriptura aici, în versetul 10, că a fost născut în lanțuri. În timp ce Pavel a legat, a predicat, și ăsta s-a pocăit. Și acum îl trimite la Filimon, care era un prieten al lui Pavel, o gazdă acolo, un tovarăș de lucru, cu o scrisoare. Și scrie, citesc de la versetul 6. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, ca să dea la iveală, așa mi-a plăcut de mult asta, am predicat ceva odată cu titlul ăsta, binele care se face între noi. Că știți, scrie Galaten 6, faceți bine la toți oameni, 6 cu 10, dar mai ales frați în credință. Și le poți face bine dacă ierți, în regulă. În adevăr, versetul 7, am avut o mare bucurie și mânghiere pentru dragostea ta, fiindcă fratele inimile sfinților au fost înviorate prin tine. Am slobozenia să-ți poruncesc, dar vreau să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Spuneam, dragostea cu iertarea, cu toate se leagă. Ma versetul 14, n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Ce bine voia? Zice, Onisim a fost despărțit de tine pentru o vreme, fugise, făcuse o pagubă, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate. Și ce scrie aici e uimitor, prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine. Păi cum adică să-l iubească Filimon pe Onisim, că a făcut pagubă și a fugit? Păi Pavel era motivat să-l iubească, a fost ucenicul lui, născut în închisoare, a adus ceva bucurie, mânghiere acolo, dar să-l iubească și Filimon? Păi dacă l-a iertat. Și scrie în versetul 18, și dacă ți-a adus vreo vătămare sau îți iese dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Și vreau să vă duc puțin înapoi la pilda aia cu 10.000 de galbe și 100 de lei. Știți cum trebuia să judece omul acela? Măi, eu am fost iertat de 10.000 de galbeni. Hai să fie suta asta 100 de galbeni. O pun acolo în cheltuiala aceea și eu am mai fost iertat numai de 9.900. Că de 100 am iertat și eu. Și tot îi rămânea dator, așa-i? Și asta îi spune Pavel aici. Eu voi plăti, scriu aceasta cu mâna mea, ca să nu zic că tu însuți te datorezi mie. Fă-mi binele acesta și înviorează inima. Ți-am scris, bizuit pe ascultarea ta, că vei face mai mult decât zic. Vedeți cum funcționează bunătatea cu iertarea, faci din dragoste și nu trebuie altă motivație, numai să-ți amintești de bunătatea lui Dumnezeu și pentru bun și pentru răi și de harul care ne l-a dat în mântuire, slăvit să fie Domnul. Amin? Trec la alt aspect. Cum putem să ne mai probăm bunătatea? Zice în Psalmul 65 despre Dumnezeu,
Citesc cele scrise de David aici, versetul 5. În bunătatea ta tu ne asculți prin minuni. Dumnezeu mântuirii noastre, nădejdea tuturor marjuri îndepărtate ale pământului și mării. Versetul 2. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Atunci când ești bun și cineva te roagă să faci ceva, și dacă nu-i îndrept și nu merită, tu te înduri. Că de aceea e atâta bine pe pământ, pentru că scria Ieremia în plângerile sale, capitolul 2, capitolul 3, versetul 22, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările nu-s la capăt și se înnoiesc în fiecare dimineață. Așa e că ne place și ne bucurăm când Dumnezeu ne ascultă, că se îndură de noi, cum se îndură un tată de copiii lui, scrie Psalmul 103. Dar când cineva ne roagă ceva, ne îndurăm și noi? Să faci ceva pentru el că ți-a cerut. Să fii binevoitor. Sau găsești motive să nu-i dai. Că un alt act edificator de bază a bunătății este dărnicia în îndurare. Nu că ești dator, nu la schimb. Nu, ci să te înduri și să-i dai. Zicem Psalmul 112. Eu am o vorbă până ajung acolo, că oameni nepocăiți, dar ni sunt, dar pocăiți gârciți nu sunt. Nu se poate. Ascultați-mă ce vă citesc, nu mă lasă Biblia să vă învăț altfel. 112 scrie aici, în versetul 4, cel fără prihană este milostiv, îndurător și drept. Spune în 2 Corinteni, la capitolul 9, când vorbește despre dărnicie, ascultați ce scrie aici. 9 cu versetul 7. Fiecare să dea cum a hotărât inima, nu cu părere de rău sau cu silă, și iertarea nu trebuie făcută cu părere de rău, nici în silă, nu. Cu bucurie, că și pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Spune despre Macedonieni în capitolul 8, versetul 2. În mijlocul multor necazuri, bucuria lor peste măsură de mare, a dat naștere la un belșug de dărnicie, au dat peste puterile lor. Versetul 4. Ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășie la această strângere de ajutoare. Auzi, Pavel o cerut de la Corinteni că erau mai înstăriți. Pe Filipeni nici n-a vrut să-i cuprindă în acea strângere de ajutoare. Bă, ce să le iei de la ei? Sărăcie lui, ce să iei? Nu vorba românului, pe un sărac șapte hoți nu-l pot fura, că n-au ce să ia. Și ei s-au rugat cu mari stăruințe, vrem să dăm și noi. Bunătatea este acea intenție favorabilă a minții, să vrei să ajuți. Nu degeaba scrie despre ăștia în Filipeni 4, ascultați ce vă citesc. Pavel în închisoare și spune în versetul 10 că i-au trimis un pachet, nu știu ce-a fost acolo, mai lucru nu a putut fi. Ați avut în sfârșit bucuria să vă noi sentimentele, simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul, auzi? Să vrei să faci, dar încă să n-ai cu ce. Și care nu-i bun și nu se îndură, are și zice că n-are cui să dea. Că nu merită, că știu eu ce. Zice în versetul 18, am primit de toate, am de toate, din belșug, de când am primit ceva, mi-a trimis un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită, plăcută lui Dumnezeu, și apoi binecuvintează. Dumnezeu să îngrijească de toate trebuințele voastre, amin, și de ale voastre. Că un om bun este darnic, zice și în Romani, în 15, despre dărnicia pentru cei de la Ierusalim, 15 cu 26.
Au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare. Mai e clar textul biblic. Au avut bunătatea să facă o strângere. Omul bun? Dă! Versetul următor. Au avut bunătatea, dar era o datorie, dar au făcut-o de bună voie. Să vă dea Domnul harul acesta. Îmi povestea un frate din Anglia despre un caz petrecut în Bucovina, undeva într-o toamnă s-au hotărât frații să adune bunuri din agricultură și ceva bani să ducă la săraci. Și fratele Moloci de la Calafindeș, care știți așa, un slujitor, mai, un proroc mai ciudat puțin uneori, zice: măi, Domnul mi-a spus să mergeți până unde se opresc caii. Au încărcat un faiton, cum zic bucovinenii, și la drum. Au trecut caii pe acolo, pe la arbore, clit pe acolo, pe zona aia a fost. S-a făcut seară, nu s-opreau caii. În sfârșit s-au oprit lângă o casă. Și spune: aici, uite o pătură acolo pe gard, întindeți tot, puneți toate, băgați banii pe aici pentru bunuri. Dar unul ispitit: cum adică trebuie să-i trezim, să le spunem, să le spunem de bani? Nu, băi, e mai frumos așa. Nu ne lăudăm, nu ne primim aici răsplata. Știe că Domnul le-a dat. Așa a fost cuvântul, însă opresc cai. Gata, nu l-au lăsat pe ăsta care era mai ispitit. Da, la întoarcere tot o bombănit el că nu trebuia făcut așa, că nu știu ce. Dar știți dumneavoastră și Iuda de ce o bombănit, că trebuia făcut altfel? Că vroia să piște și el ceva de acolo. Scrie în Ioan 12. În fine, și-au trecut anii și într-un moment de părtășie în Italia, unul povestește, zice: am rămas orfan de tată, vreo 12-13 copii. Și într-o seară a zis mama: măi copii, să ne rugăm că nu mai avem nimic în casă. Se ce mi-amintesc că s-a rugat mama, noi am adormit, dar am lăsat-o plângând în rugăciune. Dar nu s-a făcut ziua și ne-a sculat mama pe mine și pe fratele meu care era mai mare. Copii, Domnul și-a adus aminte de noi, zice, și-am umplut cămara și-am găsit și bani printre bunuri. Știți la cine povestea? La acela care a fost ispitit. S-au început să plângă, zice: mi-am pierdut eu răsplata, tot am bombănit pe drum. Deci la voi ne-a trimis Dumnezeu. Dumnezeu îți creează ocazii că faptele bune sunt rânduite să umblăm în ele. Numai să ai tu inimă bună și dorință să dai. Și Dumnezeu îți va răsplăti la vreme potrivită, mărit să fie Domnul. Deci am prăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui ține în veac. Asta e bunătatea. Când poți să dai chiar la un dușman, dacă este vorba, nicio problemă. Este nevoie. Să vă dau eu un caz din Biblie. S-au dus câți tineri a trimis David la Nabal, nu? 10 flăcăi, s-au gândit că se poate aduce, nu? De la atâta gospodărie, o fermă acolo. Să trăiești în pace, versetul 6, pacea să fie o casa ta cu tot ce e al tău. Fă o sponsorizare, știi? Da. Dau eu la nu știu cine. Nu dau nimic. De ce n-a dat? Versetul 3. Era rău. Omul bun. Deci în Proverbe că pricepe pricina săracului. Nevasta, cum știți, a dat. Și acum să vă pun alt caz tot din vremea lui David și faceți comparația. 2 în Samuel, capitolul 17. A fugit David în calea lui Absalom. Eu aș zice că în primul caz David n-a fost vinovat. Îl urmărea Saul pe nedrept. În al doilea caz, aproape că ar zice că, măi, putea să zic că îi devină, că o păcătuit, știi, și de-aia Dumnezeu a îngăduit, știi? Dar aici au fost alți oameni care au pus altfel problema cu bunătate, nu cu dreptate și cu răutate. O trecut Iordanul, fugind din calea lui Absalom, peste 27, 8, 17 cu 27, când a ajuns David la Mahanaim, câțiva, între care Barzilai Galadito a excelat, 28, au adus 4 ligiene, vase, pământ, grâu, ors, păină, grâu, prăjit, bob, lite, uscături, miere, unt, oi și brânz de vacă. Au adus aceste lucruri la David
și poporului care era cu el ca să mănânce, căci, zicea, observați motivația, poporul acesta trebuie să fi suferit de foame, de oboseală și de sete în pustiu. Nu a pus problema că de ce a fugit. Băi, sunt flămânzi și au nevoie. Punct. Și-a stat acolo cu o durată răscoala lui Absalom și Barzilai a grijit de el. În tot timpul cât a fost acolo, spune în 19:31-32, îngrijise de împărat în tot timpul șederii lui la Mahanaim. Fără motivații greșite. Cum a venit Țiba, știți cum a venit la David? Uite, ți-am adus niște măgari cu ceva, că Mefiboset a zis, gata, și-a turnat înapoi. Și îl mințea, nu să dai daruri gândindu-te că o să-mi dea și el sau că o să mă vadă bine. Nu! Să dai daruri că ești bun și că are nevoie. Asta înseamnă bunătate. Doamne, ajută! Am fost odată martor într-un birou când a venit cineva, era o societate, ceva de caritate, și a venit cineva să ceară nu pentru el, ci pentru o familie. Și am văzut două imagini. Un frate zice, nu avem fonduri acum, punct. Celălalt, parcă-l văd acum, s-a ridicat și freca mâinile, măi, trebuie să facem ceva, mă. S-a dus să mă uit în magazie ce este, măi, dacă cine... Măi, nu putea să zică nu, mă. Pentru că în primul zis, cu indiferență, eu acum nu avem fonduri, gata. Eu l-am numit pe ăsta al doilea fratele care nu putea să zică nu. Să vă dau altă întâmplare cu el. Era acolo și un magazin second hand și s-au dus unii slujitori de la noi în timp ce sortau acolo și au văzut niște huse de mașină. Bă, era second hand, era așa. Și zice, băi, dacă găsești ceva huse, aș cumpăra și eu. Dar husele alea le pusere surorile vânzătoare pentru fratele ăsta bun la suflet. Era chiar potrivite la mașina lui. Și când a auzit fratele ăsta darnic, că slujitorul respectiv a zis, dacă găsiți ceva să-mi dai și mie, o să dăm cheia de la mașină, astea-s pentru tine. Și îmi spunea o soră care lucra, băi, dar erau pentru el puse deoparte, putea să spună, da, sigur că acum mai trebuie să desfacem atasa și cutii, poate că se găsește și la tine. O zis, nu, dăm repede cheia să ți le duc în mașină. Că asta înseamnă bunătate, să fii darnic. Doamne, ajută! Oare e grea tema asta pentru o acasă ce vă dau acum? Sper răutate să n-aibă nimeni, ci numai bunătate, amin? Păi asta înseamnă să fie ce am citit în Matei 7, să nu spuneți că am citit textul și n-am avut treabă cu el. Pomul bun nu poate să facă? Roadă rea, auzi. Deci dacă în tine o pătrunzi bunătatea lui Dumnezeu, roada asta Duhului Sfânt, rețineți. O zis David 2 Samuel 9, vreau să mă porc cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Cum o să fiu eu bun ca Dumnezeu? Păi dacă e Duhul lui Dumnezeu în mine cu bunătate, cum să nu fiu bun ca El, nu? Nu e producție proprie, am fost altoit. Și acum, primind din Duhul lui Dumnezeu, mă va marca bunătatea asta lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă dea harul acesta. Să vă mai dau caz din Biblie, încheiem îndată. Saul a venit peste el, spune 1 Samuel 16:14, un duh rău. S-a văzut că e rău. Dar peste David scrie în 16:13, cred, sau 12:13, câte acolo, că a venit peste el Duhul Domnului începând din ziua aceea și în cele următoare. Așa, puteți da 13 câte, nu? S-a văzut că e Duhul Domnului peste David. S-a văzut. În ce ipostaze a ajuns Saul să-i spune, măi, tu ești mai bun, te-ai purtat cu bunătate, măi. Și oamenii ce îl îndemnau? Că așa suntem noi, interpretăm prorociile cum ne place. Domnul zice, îl dau mâinile tale. Mă, poate că i-a zis, dar nu i-a zis că așa vrea Dumnezeu, să-l probeze. De te probează Dumnezeu așa. Măi, scrie în Biblie să nu te bucuri nici de căderea vrăjmașului. Rețineți. Deci că și Saul a fost practic ca Ionatan, nu? Că n-apare un vers expre pentru Saul să spună, dar socrul sau tatăl s-a fost rău. Nu, nu, nu. Nu l-a lăsat bunătatea să gândească altfel. Și puneți-l pe David în cântar cu Haman. Hai să-l luăm. Numai două episoade din viața lui Haman, fără să mai citim unul în Estera 3, unul în 5. Așa? Scrie că atunci când a dat decretul pogrom împotriva evreilor, în timp ce
se duceau și ăștia au început să plângă, cum scrie în 4 cu 1, că Mardoheu s-a dus și scotea strigăte disperate la poarta cetății, și că el atunci avea poftă de mâncare, cumpăratul mânca și bea. Și apoi când a fost chemat în prima zi la ospăț, scrie în capitolul 5, s-a dus acasă, a zis, numai eu sunt chemat, îți dai seama. Și a zis, mâine iară sunt chemat. Dar zice, toate astea n-au pentru mine niciun preț, să vedeți cum gândește omul rău. Dacă îl mai văd pe ăla acolo, mă, deci prețui, ce mai vrei, nu poți să încap de unul? Și știți ce au spus prietenii, că și ăștia erau cu el și cu nevastă, să azerești. Spânzură-l ca mâine să ai poftă de mâncare. Iată ce înseamnă omul rău. Da, vorba Domnului despre farisei, lăsați-i. Dar iată ce înseamnă un Dumnezeu bun și un om bun. Un pom bun și roadă bună. Dumnezeu să vă dea har. Spunea cineva, aș vrea să fiu bun, apoi aș vrea să fiu mai bun, ca să ajung plin de bunătate. Eu n-am spus decât două, ca să nu vă iau tot studiul, puteți să studiați mai departe bunătatea, că Scriptura e mare. De la Dumnezeu am învățat două lucruri, că ne-a iertat pe de adevăratele și că ne dă din plin, scrie în Romani 8, împreună cu Iisus toate lucrurile, pentru că e prea bun, mărit să-i fie numele. Și cei ce se dovedesc a fi fiii Lui sunt ca El, iartă în chip desăvârșit și dăruiesc în mod desăvârșit. De aceea va fi frumos în veșnicii, că avem de-a face numai cu oameni de ăștia aleși. Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute de pe acum să trăim așa, vreți? Doamne ajută! Și pentru că ne despărțim în seara asta, mulțumim că ne-ați primit cu drag, cu ce v-am greșit să ne iertați, că doar de asta vorbeam, și Dumnezeu să vă dea har și îndurare, dar am și eu o mică rugăminte. Asta tot numai la bunătatea dumneavoastră apelez. Când vă rugați, să începeți cu litera A, cu familia Anca. Am dat că e altul după alfabet, tot cu A mai repede, n-am nimic împotrivă, dar la A să ne prindeți. Ca să fiu sigur că nu vă prinde oboseala până ne pomeniți în rugăciune. Nu e o glumă. Și Bogdan e pe aproape, nu? Așa. Avem nevoie de rugăciune. Suntem prinși în slujire, avem o familie mare, lupte sunt, dar nădăjduim în Dumnezeu care ne va sprijini până la sfârșit. Diavolul e pornit împotriva noastră și apreciez că vă rugați mult, dar Dumnezeu ne va da biruință. Noi credem în ce scrie Apocalipsa 15 cu 2, că vom cânta cântarea biruitorilor fiarei pe marea destică de fața tronului Dumnezeu. Să vă ajute Domnul și nouă tuturora. Amin.